Slăvit să fie numele Domnului! Stimați credincioși, haideți să deschidem Sfânta Scriptură de data aceasta în Cartea Daniel, capitolul 1, de unde vom citi un pasaj care ne va sluji ca și învățătură, pagina 857 în traducerea Cornilescu. Daniel, capitolul 1, citim de la versetul 3 și vom conclude în versetul 9. Un pasaj care în această dupămasă ne va sluji ca și învățătură și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune în felul următor. Împăratul a dat o poruncă lui Așpenaz, căpetenia familiilor săi dregători. Se aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, din neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierile și limba caldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele alese, din bucatele de la masa lui și din vinul care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care avea să-i ia în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia familiilor dregători le-a pus însă alt nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. Și ultimul verset spune în felul următor: Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei familiilor dregători. Amin. Vă rog respectuos să recupați locurile. Stimați frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu de harul acesta pe care ne l-a oferit ca și în această dupămasă să putem să fim toți la un timp de părtășie, la un timp în care să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu este gata să ne vorbească, unde Dumnezeu este acela care este gata să ne învețe, să ne ajute să putem să asimilăm ceea ce El ne învață, tocmai cu scopul ca fiecare dintre noi să putem să trăim în viața de zi cu zi pentru El. Dar haideți în seara aceasta să lăsăm la o parte orice alt lucru și haideți în seara aceasta fiecare dintre noi să rămânem într-un duc de rugăciune și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească și Domnul să vorbească și oamenii din jurul nostru, pentru că Dumnezeu este acela care totdeauna își dorește să ne vorbească. Însă chiar dacă noi suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să facem efortul acesta în care să stăm înaintea Domnului în rugăciune, pentru că știm că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Pasajul acesta despre, pe care l-am citit, ne vorbește despre niște tineri care au putut să facă o diferență într-un context destul de interesant pentru ei și în această dupămasă vom învăța din viața lor și o să vedem ce i-a determinat pe Șadrac, Meșac, Abednego, pe David, pe Daniel, mă iertați, ca să poată să rămână neclintiți în mijlocul Babilonului. Pentru că Biblia vine și ne vorbește că acești tineri, diferiți de ceilalți din generația sa și din generația lor, au putut să stea neclintiți în fața unor provocări care au venit în dreptul lor. Și Biblia vine și ne vorbește că la un moment dat, Daniel împreună cu ceilalți, despre Daniel știm că avea undeva vârsta, undeva la 17 ani când a ajuns ca și rob în Babilon, a rămas acolo 70 de ani până la vârsta de 90 de ani, însă despre ceilalți trei nu știm exact ce vârstă au avut, dar cu siguranță a fost o vârstă asemănătoare. De ce? Pentru că înțelegem din pasajul acesta ceea ce împăratul și-a propus să facă cu ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că, de fapt, a încercat împăratul ca să le schimbe numele, a reușit să le schimbe numele, dar când a lucrat ca să le schimbe caracterul, o să vedem în această dupămasă, oamenii aceștia au rămas în picioare când toți s-au conformat valorilor babiloniene, când toți au fost aceia care au cedat într-un fel sau altul presiunii și n-au mai putut să meargă contra curentului, toată lumea au cedat, dar acești tineri au rămas în picioare.
Pentru că, stimați credincioși și stimați tineri, fiecare dintre noi în viața de zi cu zi avem de luptat lupta cea bună, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și lupta nu se dă în dreptul fratelui sau a surorii, a mamei, a tatălui, a oamenilor din jurul nostru, ci Biblia vine și ne vorbește că lupta aceasta este o luptă spirituală. Dacă nu suntem angrenați bine, dacă nu suntem echipați bine, dacă nu suntem oamenii aceia care să înțelegem lupta, mai devreme sau mai târziu vom fi biruiți și mai devreme sau mai târziu nu doar că ne vom resemna, dar vom fi destinați căderii. Însă Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu este acela ca pe fiecare, pentru fiecare dintre noi a pregătit lucruri suficiente pentru a putea să fim și să rămânem în picioare. Acum, o întrebare care aș vrea să vă adresez, și întrebarea aceasta nu se adresează doar tinerilor, deși este o seară cu caracteristic al tinerilor, însă vrem fiecare dintre noi să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi în momentul în care am crezut și Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, ne-a înzestrat cu puterea Duhului Sfânt pentru a putea să fim biruitori, pentru a putea face față provocărilor la școală, la lucru, în societate. Tot ceea ce este și vine în dreptul nostru și tot ceea ce diavolul borbandează mințile noastre, Dumnezeu este acela care ne-a dat capacitatea aceasta să putem să biruim. Însă întrebarea ne-o adresăm fiecare dintre noi: oare cât putem să biruim? Oare cât la sută din cât trebuie să biruim, biruim? Pentru că aduceți-vă aminte ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 13, când vine și spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să biruiți totul. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Și mulți dintre noi biruim numai 50%. Unii biruiesc 60%, unii biruiesc 70%. Lasă-te, rog frumos, versetul sus. Și Apostolul Pavel vine și spune felul următor, și atenție, aici nu e un joc de cuvinte, pentru că e o chestiune de viață și de moarte. Și spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Și ne uităm în viețile noastre, stimați credincioși, și ne dăm seama că viețile noastre nu seamănă cu versetul acesta. Viețile noastre deseori am fost târâți acolo și am fost trântiți la pământ de gânduri, de stări. Am fost trântiți la pământ de anumite, în anumite contexte, în anumite ipostaze, când ne-am văzut că nu mai avem nicio resursă și ne-am dat seama că nu putem să facem absolut nimic. Și Biblia vine și ne vorbește și ne învață ce trebuie să facem ca să putem să rămânem totul. Și vine și ne dă răspunsul acesta și spune: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Vei spune: frate, dar nu scrie o zi rea. Astăzi a fost o zi rea. Pentru că diavolul la nivelul minții noastre, fiecare dintre noi a putut o încercat să vină cu tot felul de gânduri, cu tot felul de stări, cu tot felul de chestiuni care să le dăm curs în viața noastră. Mâine va fi o zi rea, poi mâine va fi o zi rea, răspoi mâine va fi o zi rea, până va veni Jesus, să știți că o să fie în fiecare zi câte o zi rea. Pentru că ziua bună va fi doar când vom ajunge la Hristos, Doamne ajută la lucrul acesta. Dar până atunci fiecare dintre noi avem de luptat și o să spunem: păi da, știți, eu n-am chef să lupt. Păi indiferent că ai chef să lupt sau n-ai chef să lupt, ești în bătălie, ești în luptă. Dumnezeu te-a îngrenat în luptă și dacă nu ești pregătit și dacă nu știi cum să rămâi în picioare, atunci mai devreme sau mai târziu vei fi trântit la pământ și o să fie afectat, o să fie afectată familia ta. Și lucrurile acestea sunt lucruri care de nefericire le vedem în viețile noastre. De aceea, în seara aceasta, haideți să rămânem într-un duc de rugăciune și să vedem felul în care Dumnezeu a pregătit și ce trebuie să facem să rămânem neclintiți într-un context în care diavolul ne amenință pe noi, ne amenință copiii noștri, amenință familia noastră, amenință biserica, într-un context în care toate lucrurile nu fac altceva decât încep ca să lucreze la o imoralitate care să o sădească în mințile noastre și la o spiritualitate ieftină pe care noi să o trăim. Și în această seară, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm să vedem de fapt ce s-a întâmplat în Babilon și vedem felul în care tinerii aceștia au putut să facă față presiunilor. Acum imaginați-vă că Babilonul nu era ca o chestiune din asta așa care de apucat. Babilonul era una dintre cele 7 minuni antice, datorită splendorilor care erau acolo. Istoria spune despre această cetate că era una dintre cele mai deosebite cetăți în care toată lumea își dorea într-un fel sau altul să ajungă. Babilon avea un zid care înconjura în jurul, tot zidul Babilonului era de undeva la 94 de kilometri distanță. Avea o înălțime de 91 de metri și o lățime de 23 de metri.
Era una dintre locurile unde toată lumea își dorea să ajungă. Era locul acela unde erau splendorile, au grădinele suspendate, erau tot felul de chestiuni. În mijlocul Babilonului era templul lui Marduk, unde exista un Dumnezeu făcut din aur, Dumnezeul lui Baal, de 25 de tone de aur era doar Dumnezeul acesta. Pe lângă acesta erau undeva la vreo 53 de temple și încă vreo 180 de altare unde oamenii mergeau să vadă frumusețile și splendorile care erau acolo. Și imaginați-vă că într-un context de acesta vine împăratul Nebucanețar și începe să-și aleagă oameni și să-și aleagă tineri. Acum să-i pună 3 ani de zile în școala sa unde să le spele creierul și unde să-i pregătească să-și facă o armată, o elită specială de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să lucreze la nivelul minții, să începe să îi manipuleze și să poată să facă ceea ce vor cu ei. Ați observat aici că spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat spune că a început să-i învețe scrierile și limba caldeilor sau haldeilor. Caldeii, dacă o să citiți în Habacuc, capitolul 1, veți vedea că a fost unul dintre popoarele de care Dumnezeu într-un fel s-a folosit, un popor foarte puternic, datorită prezenței demonice în viața acestui popor. Era un popor turbat, era un popor demonizat, care nimeni n-a putut să-l biruiască până în anul 532, când a fost nimicit. Oriunde veți citi în Scriptură despre caldei sau haldei, veți vedea că poporul acesta nimicea absolut tot. Și dacă mergeți acasă, citiți, vă rog frumos, Habacuc capitolul 1. Și totuși, în contextul acesta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că niște tineri au putut să facă față presiunii, au putut să rămână în picioare, au putut să fie deosebiți de ceilalți, când toată lumea a ales ca să se conformeze valorilor și sistemului babilonian. Acești tineri au rămas acolo în picioare, renunțând la anumite lucruri, fără să caute favor din partea împăratului. Și haideți în această seară să vedem exact ce a caracterizat și ce a determinat pe tinerii aceștia ca să poată să rămână neclintiți în mijlocul unui context în care toată lumea s-a conformat valorilor împăratului. Imaginați-vă, a venit împăratul și a spus: voi sunteți ai mei. Fiecare dintre ei primea măcar un medalion sau un inel care reprezenta pe acel student că aparține împăratului, și peste tot pe unde mergea se deschidea toate ușile, avea toate lucrurile care avea nevoie, încă mai mult, era pregătit în toate domeniile vieții, tocmai cu scopul ca să poată să slujească pe împărat. Și Biblia vine și ne vorbește că Șadrac, Meșac, Abednego, împreună cu Daniel, nu s-au conformat acestor valori. Și haideți să vedem de ce. Ce a determinat pe oamenii aceștia ca să poată să rămână în picioare când cei mai mulți dintre ei au căzut? Pentru că Domnul este acela care pe fiecare dintre noi ne cheamă în generația noastră să fim oameni care să rămânem în picioare. Și primul lucru care vreau să-l subliniez în această seară pentru noi este faptul că oamenii aceștia au avut o stabilitate, au fost echilibrați. A fi echilibrat înseamnă să fii statornic, înseamnă să fii ferm, înseamnă să ai durabilitate, să nu cedezi. A fi echilibrat înseamnă să rămâi neclintit, într-o stare de neclintire în fața presiunii și în fața lucrurilor care vin în dreptul tău. Și tocmai aceasta este una dintre cele mai mari probleme cu care generația noastră se confruntă: faptul că nu suntem echilibrați. Și unul singur poate să ajute la echilibrul nostru spiritual, emoțional, sentimental, fizic, psihic, și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Și noi, mulți dintre noi, ne gândim că doar avem nevoie de o experiență a Duhului Sfânt, fără să ne lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră în mod individual și să transforme viețile noastre, creind în viața noastră echilibrul acesta de care noi avem nevoie. Pentru că dacă nu avem echilibru, să știți că mai devreme sau mai târziu vom începe să oscilăm. Și câți dintre noi n-au trecut testul statorniciei? Și la un moment dat au fost fermi, au rămas în picioare, și când a venit o încercare, când a venit o povară, când a venit o ispită, când a venit o tentație, când a venit o ofertă oarecare, au cedat și dintr-o dată și-au dat seama de greșeala aceea pe care au făcut-o. Tocmai datorită faptului că în momentul în care lipsește echilibru spiritual din viața noastră, începem să oscilăm. Apostolul Pavel la un moment dat vorbește bisericii din Galatia și spune în felul următor. În Galateni, capitolul 1, versetul 7, spune: mă mir, zice el, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul său la o altă
evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar la un moment dat apostolul Pavel zice, mă zice, unii dintre voi, zice, nu faceți altceva decât ați îmbrățișat anumite valori. Și vedeți, mulți dintre noi începem bine pe calea de credință și trece un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și dintr-o dată începem să oscilăm, dintr-o dată începem să vedem că nu mai suntem ceea ce am fost, dintr-o dată ne dăm seama că ceva se întâmplă în viața noastră, focul pentru Dumnezeu începe să piară, pasiunea pentru lucrarea lui Dumnezeu începe să dispară, dintr-o dată nu mai avem nicio dorință să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, suntem foarte dezinvolvi, nu mai avem pasiunea aceea, începem să ne orientăm spre alte lucruri, fără să ne dăm seama că lucrul acesta nu face altceva decât creează un debalanț în viața noastră și când nu suntem echilibrați, aceasta este una dintre cele mai mari probleme. Vedeți, foarte mulți oameni au zis, au început bine și n-au lăsat ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să continue în viața lor și să lucreze în viața lor și au început bine și după aia undeva focul pasiunii și focul Duhului Sfânt au început să se stingă, așa cum de fapt s-a stins și în biserica din Galatea și apostolul Pavel la un moment dat vorbește acestei biserici în Galateni și spune în felul următor, în Galateni capitolul 5, versetul 1 zice, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Pentru că oamenii au început să oscileze din nou, au început să meargă înapoi la lucrurile acelea la care odinioară le-au părăsit, pe care le-au părăsit. Și lucrul ăsta se datorează, stimați credincioși și stimați tineri, datorită faptului că cei mai mulți dintre noi nu mai avem echilibrul acela spiritual care ne determină pe fiecare dintre noi să rămânem înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta! Vedeți, foarte mulți dintre noi sunt foarte entuziasmați de anumite chestiuni. Căutăm tot felul de lucruri, semne, minuni. Începem ca să căutăm să vedem exact cum am putea să fim nu știu ce și nu știu cum, fără să ne dăm seama că Dumnezeu este acela care încet, încet lucrează în dreptul nostru. Însă, dacă echilibrul acesta dispare din viața noastră, mai devreme sau mai târziu, în mințile noastre va exista un amalgam. Și amalgamul acesta pe cei mai mulți dintre noi ne determină ca să fim confuzi. Și când vine confuzia în viața credinciosului, în momentul acela o să începi să ai tot felul de stări pe care nu poți să le gestionezi, nu mai înțelegi bine voia lui Dumnezeu. O să începi să îți pui întrebarea că se întâmplă un lucru oarecare, de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta în viața mea? De ce Dumnezeu nu-i cu mine? De ce Dumnezeu nu-i intervenit? Care sunt motivele pentru care Dumnezeu nu-și aduce aminte de rugăciunile mele, de jertfele mele? Și începem să devenim foarte răzvrătiți față de Dumnezeu, cu tot felul de întrebări care nu și-au rostul, cu tot felul de chestiuni de judecată la adresa lui Dumnezeu și fără să ne dăm seama că toate aceste lucruri ne descreditează pe noi și ne descalifică pe noi de a putea să fim ceea ce trebuie să fim. Dumnezeu este acela care ne cheamă ca fiecare dintre noi mai mult și mai mult să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să creeze în viața noastră echilibru și când vine echilibru spiritual, indiferent de ofertele care le avem, indiferent de provocările care vin, indiferent de tentațiile care vin, vom rămâne rădăcinați în adevărul lui Dumnezeu și vom rămâne neclintiți. Doamne, ajută la lucrul acesta! Pentru că asta este ceea ce Dumnezeu își dorește. Nu-ți dorește astăzi să fiu căldicel, mâine să fiu rece, poi mâine mă trezesc și o să fiu, dacă e soare, o să fiu un clocot pentru Dumnezeu. Ce Dumnezeu este acela care își dorește ca viața noastră din punct de vedere spiritual să meargă ascendent din putere în putere și ne uităm la viețile noastre, multora dintre noi și ne dăm seama că nu suntem așa. Ne dăm seama că undeva am cedat, ne dăm seama că undeva o dispărut pasiunea să citim Biblia, să ne rugăm, să postim, să ne implicăm. Ne dăm seama că așa de ușor a fost acaparați de lucrurile acestea care uneori vin în drept nostru și de cercurile de prieteni care ni le-am format sau în care vrem să aparținem și așa de repede cedăm, fără să ne dăm seama că de fapt Dumnezeu este acela care își dorește să fim oameni echilibrați. Puneți întrebarea aceasta, aș vrea fiecare dintre noi, că seara aceasta cred că e o seara provocării în care Dumnezeu ne provoacă pe fiecare dintre noi. Care sunt motivele pentru care ai lipsit așa de mult de la biserică? Tu să spui, frate Darius, dar știi, ești foarte prins, lasă-mă că toți suntem prinși. Care sunt motivele pentru care a lipsit așa de mult de la rugăciune? Frate Darius, știi că am copii mici, lasă că toți aveam avut copii mici și am luat după mine și am dus la biserică. Frate Darius, știi că așa, am așa de multe chestiuni de făcut și n-am timp. Ascultă-mă ce spun. Dacă o să continui în felul ăsta, singur o să te duci pe panta apostaziei și într-o zi te trezești direct în fundul gropii și atunci poate s-ar prea putea pentru mult să fie prea târziu. Dar repun încă o dată această întrebare. Care sunt motivele pentru care ai
lipsit așa de mult de la biserică. Și o spun de ce? Tocmai datorită lipsei de echilibru în viețile noastre. Că asta ne determină să oscilăm, să nu ne implicăm la corp, să nu ne implicăm la fefar, să nu ne implicăm în stânga, să fim foarte dezinteresați de ce se întâmplă și să ne uităm doar la foloasele noastre, că asta se întâmplă. Uitați-vă, vă rog frumos, în viața acestor oameni. Erau în fața provocărilor, erau în fața succesului, erau în fața în care toată lumea s-a plecat și toată lumea a făcut ce zice împăratul. Dintr-o dată ei se trezesc că luptă împotriva curentului. Și Biblia vine și ne vorbește că vine la ei și spune: mă, oameni buni, voi trebuie să mâncați tot ce vă pune împăratul. Voi trebuie să veți din vinul împăratului. Știi ce e interesant? Interesant că în generația noastră, unii vin și spun: lasă, frate, zice că nu e așa de păcat, zice să bei puțin vin. Interesant că Daniel zice că Daniel a ales să nu se spurce cu vinul pe care îl bea împăratul. Și pentru mulți dintre noi, zice, nu e nicio problemă că Domnul știe, că doar și Domnul Iisus a transformat apa în vin. Serios? N-a toată viața ta să bei vin din ăla ce a transformat Domnul Iisus. Am un muclis că se înghe cu nodul în gât. Nu mai vrem de ăsta. Nu vrem noi din ăla. Păi voi v-ați imagina pe un Dumnezeu care tot timpul în Vechiul Testament interzicea preoților să beie, le interzicea leviților, nazarinenilor să beie și să se atingă de struguri și așa mai departe, tocmai cu scopul ca să evite toate lucrurile. Și dintr-o dată îl vedem în nou legământ, dintr-o dată vine și deschide ușa desfrâului. Voi așa vă imaginați? Nici într-un caz, că doar Biblia spune că Dumnezeul nostru, unul din atributele sale este imobilitatea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu se schimbă în nicio generație, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu și Dumnezeu acela care nu se schimbă. Dar problema este când ne schimbăm noi și dintr-o dată începem să deschidem ușa și începem să oscilăm. Și când deschizi ușa, ascultă-mă ce spun, și când trăiești o viață duplicitară, una la biserică și alta acasă, una la biserică și alta la școală, una la biserică și alta pe stradă, mai devreme sau mai târziu o să începi să mergi pe panta apostaziei. Nu știu dacă spuneam vineri seara tinerilor despre un tânăr care a fost dus la noi la biserică datorită compromisului, datorită faptului că tot oscila. Duminica merea și cânta în fafare, avea niște calități extraordinare. Peste săptămână mai și puțin alcool, mai și o bericică fără alcool, mai și cu tare și puțin drog și una de alta și alta și tot așa oscila între una și alta. Și la un moment dat o zis cu încă doi băieți: hai zice că mergem aici pe un deal sus să ne rugăm în spatele localităților. Și pe la vreo 1 noaptea, la un moment dat, a început să audă o voce care a spus: auzi, zice, dacă vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să scoți ochii. Vocea aceea a început să persevereze la nivelul minții, în intensitate s-a amplificat. Și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, la un moment dat, s-a uitat în jurul lui să vadă ce îi. Și a început să-și bage degetele literalmente în ochi, să scoată ochii. Când a văzut că nu poate și a început să-i curgă sânge pe ochi, a mers la unul dintre ceilalți care și aia se rugau acolo pe munte și a zis: bă, băieți, ajutați-mă să-mi scot ochii, pentru că Dumnezeu mi-a spus să-mi scot ochii, că numai așa pot să fiu plăcut înaintea lui. Unul dintre ei, doi mai luminat un pic la minte, o zis către el: bă, zice, uite, te-a ajuns să scoți ochii, dar fii atent, pentru că s-o panica când l-a văzut că deja îi curgea sângele pe lângă ochi. Dar zice către el în felul următor, zice: fii atent ce facem. Mergem acasă la maică-ta, să o vezi pe maică-ta pentru ultima oară, să-ți rămână imaginea ei în minte, pentru că în urmă cu două luni ți-ai pierdut tatăl, să o vezi pe maică-ta și pe soră-ta. Și apoi eu te-a ajuns să scoți ochii. La trei noapte trage de maică sau trezește și zice: mamă, am venit, zice, să te văd pentru ultima oară, că Dumnezeu m-a spus să-mi scot ochii, că numai așa pot să fiu plăcut înaintea ta. La care mă s-a șocat când i-a văzut că ochii deja au început să-i se umfle și tot era zgâriat pe lângă ochi și cum i-a curs sângele. Și s-a panicat, o sunat prezbiter, diaconul bisericii, diaconul l-a sunat pe păstor și a mers în noaptea aia și s-a rugat pentru el până dimineața. La 8:30 când mă sună păstor, zice: Dariu, zice, avem aici un caz, uite așa, așa, așa. Zice, nu puteți să vă ocupați de el. Ba da, zic, bagă-l în mașină, zic, de la cei la noi. Și au venit cu el până la 12, la vreo 250-300 aproape de kilometri și când l-am văzut era tot era umflat, deja a început să învânățească, abia s-a uitat la mie, ochii erau ca cepele la el. Și am zis către el: bă, prietene, dar tu ce ai făcut? La care el către mine zice: auzi, zice, Dumnezeu mi-a spus că trebuie să-mi scot ochii, că numai așa pot să fiu plăcut înaintea lui. La care îi spune: auzi, bă, prietene, nu Dumnezeu ți-a spus asta, că Dumnezeu nu-i face asta, că dacă Dumnezeu ne-ar face asta, fiecare dintre noi am fi măcar fără un ochi, dar nu asta spune Dumnezeu. La care început eu să spună mie: nu, că mi-a spus Dumnezeu. Și a început și atunci vă dați seama că m-am așa puțin, apa s-a ridicat, era de o treabă: bă, pișta, mustre-te, Domnul să te mustre. Zic: bă, tu nu mă înveți pe mine teologie, mă?
Tu mă vii să-mi spui tu mie, mă, cine ți-o spus sau cine nu ți-o spus? El tot încercuie el să spună. Nu, nu, dar știi de ce a fost asta? Datorită amalgamului care a fost în mintea lui. Voi crede că sunteți cool, că merge și la școală și mai și fumați, mai mereți și mai și înjurați, mai mereți și mai faceți. O, lasă că Dumnezeu e bun că iartă, da, Dumnezeu ne iartă, dar Dumnezeu își dorește să fim oamenii aceia care să creștem din punct de vedere spiritual, să fim oamenii aceia care să ne echilibrăm, nu să fim oamenii care acum suntem calzi, acum suntem reci, acum suntem calzi, acum suntem reci, acum suntem ca lumea, acum suntem ca biserica, când mergem afară suntem ca cutare, când vinem înapoi aici suntem sfântocii. Și viața noastră e mizerabilă. Dumnezeu nu-și dorește asta. Și toate lucrurile astea se întâmplă datorită confuziei care e la nivelul minții noastre și datorită faptului că nu avem echilibru spiritual. Când de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să rămânem echilibrați, binecuvântat să fie numele Său. Ne-a rugat cu El și Dumnezeu l-a eliberat în harul lui Dumnezeu. A ajuns să fie unul dintre liderii bisericii. S-a căsătorit, are copil acum și îl slujește pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Dar ascultați-mă, nu cumva să lăsați ca toate oscilațiile acestea din viața noastră. Știți ce e un paradox? Adică, mă, oameni buni, știți cum e? Noi suntem oamenii care, Doamne, ce iubim. Bun, cred lucrul ăsta. Dar mintea este renoită? Că dacă mintea nu este renoită și la nivelul minții tale, există dezechilibru acesta spiritual. În momentul în care există, o să începi să oscile și o să faci cum nu trebuie. Tocmai datorită faptului că nu există ceea ce trebuie să fie echilibrul acela în viața, în viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și pentru că timpul trece, mă duc mai repede puțin. Un al doilea lucru care învățăm din viața acestor oameni. Uitați-vă la tinerii aceștia. Nu doar că erau doar echilibrați, dar Biblia vine și ne vorbește că au rămas integri. Vedeți, integritatea este o virtute care doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pune în noi. Și când vorbesc de integritate, vorbesc despre faptul că nu te lasă să fii corupt. A fi integru înseamnă să fii incoruptibil. Nimica să nu corupă viața ta. Indiferent că încearcă internetul, indiferent că prietenii, indiferent că încearcă. Indivizibil. Adică să nu fie omul acela care repede vine eu să-i spun lui Elisei, sau Elisei vine să spună mie nu știu ce și doar te dau, Elisei, dau cu tine. Mai vine cu tare să spună nu știu ce. O, las, dau și cu tine. Doar datorită dragului ca să caut favoare din partea lor. Câți dintre noi nu suntem așa? Și dintr-o dată suntem și cu ăsta, și cu ăsta, și cu ăsta, suntem cu toate taberele. Și nu facem altceva decât să alimentăm toate taberele și în același timp să ne facem un defavor nouă. Pentru că în momentul în care suntem în felul acesta, nu facem altceva decât ne facem un defavor nouă pe termen lung. Uitați-vă că tinerii aceștia n-or căuta favoarea împăratului. Nici măcar nu e interesat de împărat. Împăratul avea ultimul cuvânt. El era acela care putea să zică, mă, la ăștia toți le luați maul, de prima. Că ăștia nu vrea să se conformeze, ia luați-le voi maul la ăștia, mă, rapid, să nu mai văd pe aici. Și nici așa măcar, ascultați ce vă spun, nici măcar așa n-or făcut-o. Și au zis, auzi, mă, împărate, noi zice, știi ce o să facem? Noi o să rămânem la cele ce le-am primit. Dacă părinții noștri, dacă bunicii noștri, dacă Sfânta Scriptură, care sunt mai mari și ca părinții și ca bunicii, ne spune că trebuie să fim în felul acesta, noi o să ascultăm de Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură este slova sfântă și slova sfântă este cuvântul lui Dumnezeu. Mări să fie Domnul! Dar vedeți, mulți dintre noi începem să, bum, să mergem, să ne conformăm, mulți dintre noi. Vei spune, frate Darius, dar în pasajul acesta spune că numai n-or mânca și n-or băuda. Dar uitați-vă ce spune în cuvântul lui Dumnezeu în Daniel capitolul 3. La un moment dat, împăratul acesta și-a mai făcut un Dumnezeu de vreo 20 de metri înălțime, la un metru în diametru de aur. Și la un moment dat o chema pe toate popoarele pe care le subjugau, milioane de oameni, și-au dus cea mai performantă fanfară, și-au dus orchestra, o adus filarmonica, o adus absolut tot și-au pus acolo și-au spus în felul următor: vreau să inaugurez acest Dumnezeu în fața căruia nimeni nu poate să steie. Și zice, când o să cânte fanfara, orchestra, filarmonica, toată lumea vă puneți cu capul la pământ și vă plecați în fața acestei. Și Biblia ne vorbește că în timp ce milioane de oameni, toate popoarele s-au așezat cu fața la pământ când au auzit orchestra filarmonica că cântă, spune cuvântul lui Dumnezeu că trei dintre ei erau acolo și au rămas în picioare. Și dintr-o dată s-au uitat la ei trei și s-au uitat la colegilor, mă, voi toți v-ați plecat, mă, în fața Dumnezeului ăsta și v-ați închinat.
Probabil că mintea multora dintre ei o zic în felul următor: mă, mami nu e aici, tati nu e aici, mă, păstorul nu e aici, liderul de tineret nu e aici, nu mă vede nimeni, că ăștia n-au nici Facebook măcar, ăștia nici măcar nu pot să fac o poză să mă pună pe internet, mă. Așa că îmi permit luxul măcar să mă conformez, nu? Că așa trece diavolul. Știți că prin faptul că credem că Dumnezeu e cel care lucrează doar în biserică, de cele mai multe ori ne permite luxul, ascultați-mă acum puțin. Să începem să punem mâna pe telefonul ăla roșu, nu? Și să începem să tocăm pe toată lumea. Și să începem să spunem ce nu trebuie. Și să începem să facem nu știu cum. Fără să ne dăm seama că Dumnezeu este acela care este prezent. Și în întunecime și acolo unde nu ne vede absolut nimeni. Îți reflectoarele lui Dumnezeu. La un moment dat primește un păstor un telefon și dintr-o dată, de dâncul de la fir, a început sora să deie. Bum, 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 turbo diesel pe benzină. A început să deie, frate, nici aia nu-mi place, nici aia nu-mi place, nici aia nu-mi place, nu-mi place. Și a început să, pe toată lumea să toace. Știți, știți cum toacă surorile vinechele, nu? Le toacă așa până le face salată din aia așa, toca asta pe toată lumea, zici că era mirgheșe de numai. La care dintr-o dată păstorul tăcea, dar la un moment dat, după 20 de minute, dar frate, zice, mai ești acolo? La care zice el, da, dar ce fac? Mă rog să te amuțească Dumnezeu. Am un oblăstămatul, dar am un, vă dați seama, nu? Că, nu? A, bine mă că suntem extraordinar de buni, dar dacă am spenduit, dacă am petrece atâta de mult timp în rugăciune, vedem noi imediat lucrul acesta. Ar fi altcumva, dar datorită faptului că cei mai mulți dintre noi ne angrenăm, nu mai suntem să discernem, să vedem. Biblia spune că în momentul în care s-au aplicat, toți ăștia trei au rămas în picioare. Și când au văzut împăratul și ceilalți, au zis, bă, zice, voi n-ați înțeles, mă, ce trebuie să faceți. Atenție, tinerii ăștia erau reprezentanții împăratului. Știți ce înseamnă asta, nu? Oricând împăratul putea să le iei gâtul la oricare dintre ei. Și zice, împăratul vine și zice, mă, voi n-ați înțeles, mă, Șadrac, Mișac și Abednego, am investit în voi până acum. Acum conformați-vă și voi, mă. La care dintr-o dată zice, auzi, împărate, ne pare rău. Noi nu putem să ne aplicăm înaintea Dumnezeului tău. Că noi avem pe Dumnezeul nostru, ăsta e Dumnezeu Iahve, Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Și acest Dumnezeu are capacitatea și puterea ca să lucreze noi. La care împăratul zice, bă, zice, dacă nu vă conformați, vedeți aici cuptorul ăsta. L-am aprins, e cuptorul lui Marduc. Este un Dumnezeu străin pe care mâncă pe toată lumea care nu o să intre, care nu se conformează. La care zice, auzi, pentru voi fac un ceva extraordinar, ca să vă ardă rapid focul, încing focul de 7 ori. Timp în care, gândiți-vă bine, imaginați-vă câtă presiune a fost pe ei. Imaginați-vă câtă tensiune. Dar uitați-vă ce relaxați tinerii aceștia. Poți, te rog frumos, să pui Daniel, capitolul 3. Pune, te rog frumos, de la versetul 16. Uitați-vă la ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Șadrac, Meșac și Abednego a răspuns împăratului. Noi nu avem trebuință, zice. Nu avem nevoie, zice, să-ți răspunde la cele de mai sus. Pune-te rog următorul verset. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate de mâna ta, împărate. Și numai puțin și după aia merge mai departe. Nu pune aici super fain. O, toată lumea avem credința asta. Dar avem credința care urmează. Uitați-vă ce zice. Și auzi, împărate, zice, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Și nici nu ne vom închina în chipul, în fața, înaintea chipului de aur pe care l-ai înălțat. Asta înseamnă credință. Nu înseamnă credință numai când ții conturile bine, pline. Numai atunci când toată lumea e sănătos. Numai atunci când toate lucrurile merg bine. Numai atunci când îi soare. Nu. Înseamnă să alegi să te încrezi în Domnul și când lucrurile nu merg bine și când la ușa ta poate bate facturile și n-ai cu ce le plăti, dar tu ai nădejde și încredere că Dumnezeu este acela care lucrează și îți va da biruință, că asta face Dumnezeu binecuvântat să fie numele Său. Dar cei mai mulți dintre noi în fața presiunilor începem să cedăm, în fața amenințărilor, asta te rog, versetele sus, bine, în fața lucrurilor care vin în dreptul nostru, cedăm în fața grupurilor de prieteni. De ce nu le spuneți prietenilor voastre care tot zic toco, 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 ca o moară, să tacă din gură și să se roage atâta cât începe să vorbească de cutare și cutare? Și dumneavoastră, de ce nu le spuneți prietenilor voștri? Hai să, bă, prieteni, hai să postim, hai să ne rugăm. Vedem o problemă într-un departament, vedem o chestiune, hai să începem să ne rugăm, hai să începem să postim, hai să fim oamenii aceia care se trage, mă, că ne-o pus Dumnezeu pe toți. Nu te vorbim că suntem colucrători împreună cu Hristos. Păi cum să fii colucrător împreună cu Hristos când tu încerci să-ți aduci încredințările tale în împărăția lui Dumnezeu, încerci să-ți aduci ambițiile tale personale în împărăția lui Dumnezeu și apoi vrei ca să se facă lucruri cum vrei tu și cum vreau eu. Păi nu uitați că asta e împărăția lui Dumnezeu, nu împărăția noastră.
Aci trebuia să ziceți un amin. Mhm. Cum să spunem, frate Darius, că toți suntem cu nodul în gât? Păi dacă Domnul ne vorbește, atunci haideți să facem ce trebuie. Că degeaba toți ne lăudăm toată viața, oh, noi suntem, că nu ne aliniem valorilor și principiilor și voii lui Dumnezeu. Dar Biblia vine și ne vorbește cu zis ăștia că te auzi împărate, știți ceva? Și dacă nu ne scapă, nu știm că merem la Jesus. Știți, noi ne frică să merem la Jesus. Când suntem bolnavi, hai frate, repede și roagă pentru mine. Când trecem, hai te rog frumos, repede, că mă doare, am febră. Nu ai nicio febră, numai ai tu impresia că ai febră. Hai repede, zice, fă mungerea că nu mai pot. Pușc, nu pușc nicăieri, stai liniște, mă sună cineva. Eu zice, frate, avea probleme de nu știu câtă vreme, dar eu știam de ce are probleme, că Dumnezeu a băgat acolo ca să-i schimbe caracterul și așa. Eu, hai frate, te rog frumos, acum în momentul ăsta, mă sună pe la ora 11, top. Oh, Amber, ce cu tine? Adică tu crezi că n-am treabă, am și 8-5 prunci. Nu, frate, dacă nu vii acum mor. Eu zic, stai liniște, că nu ai murit până acum, nu o să mor nici mai departe. Ce crezi? Așa, ușor să moare. Nu să moare așa de repede. Dar noi repede intrăm în panică. Ei, tot începem să, bum, în vibrații, oi, s-o mișca nu știu ce și gata, gata. Stai liniște, pune acolo și vă ce trebă. Pune-te pe genunchi și roagă-te. Pune-te acolo și cheamă pe Domnul, că Domnul te încearcă, că ceva poate nu-i bine, că tot ai fost așa... Cum nu trebuie, poate înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te prelucrează și te modelează ca să facă Domnul ceea ce trebuie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ăștia nu au avut nicio teamă de moarte, nu le-a fost frică de panică, nu le-a fost frică de anxietate, nu le-a fost frică de împărat, nu le-a fost frică că își pierd locul, nu le-a fost frică de nimica. Și Biblia zice, auzi împărate, fă tu ce vrei, mă, Amber, că hai să vedem cine e mai tare, Dumnezeu ăsta tău, pistolul ăsta cu apă sau Dumnezeu care a creat cer și pământul. Și Biblia spune că bum, ori ajuns unde nu și-or dori direct în cuptor. Numai că acolo în cuptor, dacă avem o viață de integritate, dacă trăim o viață de echilibru spiritual și nu mai oscilăm, acolo să intre cineva împreună cu noi. Și Biblia spune că focul din inimile lor a fost mai mare decât focul pe care l-a încins împăratul. Și Biblia ne vorbește că dintr-o dată a venit unul după ce a aruncat acolo și zice, vai, zice, împărate, zice, ori nu văd bine, dăm cu ochelarii tăi și îmi pun, că a zis că și eu, deja la un moment dat m-am pierdut pe rânduri, că mi-a lăsat ochelarii acolo, că dacă e lumina mai slabă, mă chiorești și așa, mă holbesc acela astea și nu prea, da, am început să mă uit acolo, că nu știu să citesc, dar, na, înțelegi, dăm ochelarii, zice, că m-ai văzut pe unul, zice, împreună cu ei. Și când a auzit împăratul, zice, du-te-mă de aici la o parte, o merge și s-a uitat. Ioi, când l-a văzut, zice, și vă rog să citiți, e o carte extraordinară, Daniel, capitolul 3. Ioi, zice, Șadrac, Meșac și Abednego, a putut Dumnezeul vostru să vă scoată. O, zice, stai liniștit, împărate, zice, că Dumnezeul nostru, ăsta e pistolul cu apă, până lângă ce face Dumnezeul nostru. Dar asta e o chestiune de nimic, dar noi am știut că ne scapă, mă, că dacă noi trăim o viață de sfințenie înaintea lui Dumnezeu, păi nu ne lasă Dumnezeu, mă. Dumnezeu e Cel care e cu noi și ne dă biruință și ne dă propășire. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți citi finalul cărții, pasajului din Daniel, capitolul 3, că Biblia vine și spune că la un moment dat o dat împăratul un decret și a spus, mă, oameni buni, de azi încolo, cine vorbește pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, îl vorbește de rău, o să fie aruncat în cuptorul cu foc, pentru că zice, nu-i un alt Dumnezeu, mă, voi tăți, mă, ziceți, doi bani, așa l-a zis împăratul atât. Voi restul care v-ați aplicat, mă, voi ziceți de doi bani, mă, ăștia-s mă adevărați, mă, ăsta-i credința autentică, mă, uitați-vă la ăștia, mă, ăștia nu vreau să se plece, i-am aruncat în cuptorul cu foc, i-au scos de acolo Dumnezeul lor și ăștia, zice, au rămas în picioare, voi toți v-ați conformat acolo, mă, că exact asta face diavolul cu noi, știi, ne face harakiri pe cei mai mulți dintr-o și după aia vin și spune, bă, nu ești bun de nimic. Bă, pe tine nu te mai iubește Dumnezeu, nu te mai iartă Dumnezeu. Păi la cât ai făcut, mai poate Dumnezeu să te ierte? Da, poate Dumnezeu să te ierte. Vine la mine, Domnul, dată după ce am predicat. Eu zice, Domnul Darius, frumos ați predicat. Nu, no, bine zic eu. Dar zice, auzi, zice, Dumnezeu ăsta de care tu ai predicat, poate să mă ierte? Eu zic, 100%, soto te poate ierta. Când auzi ea, soto, ce ai, Domnul Darius? Zic, 100%. Eu zice ea, crezi? Da. Zice, auzi, zice, după 42 de avorturi, mă mai poate ierta Dumnezeu. Dar bineînțeles că atunci am înghițit și eu în seca voi acum și am zis, stimată Doamne, fără să schițez nimic, ca să nu-și dea seama, am zis, stimată Doamne, e adevărat că pentru om 42 de avorturi e mult și e ceva, o chestiune imposibilă, dar Dumnezeul care m-a iertat pe mine și care a iertat oamenii mai răi ca și matale, are puterea prin, dacă te întorci la El din toată inima, să te ierte și să-ți dea o viață nouă. Pentru că indiferent de ceea ce am făcut,
indiferent de cine am fost, dacă ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu este acela care lucrează în dreptul nostru, binecuvântat să fie numele Său. Și un al treilea lucru și un ultim pentru noi în această seară, stimați credincioși, nu doar că vedem în viața lor că oamenii și-au fost echilibrați, nu doar vedem faptul că au fost integri și au rămas acolo, dar Biblia vine și ne vorbește că oamenii aceștia au mai avut o calitate extraordinară pe care mi-o doresc să avem și noi. Oamenii aceștia au fost și spirituali. Vedeți, noi credem că dacă suntem doar morali, deosebit, ascultați-mă ce vă spun, mai moral ca noi este o sumedenie de oameni. Am întâlnit pe unul care ne-a chemat să bere din România până undeva într-o țară aici aproape de voi, vreo 1500 de kilometri, să ne rugăm pentru el. La care am zis, stimată Doamnă, zice, nu puteți, vă aduceți la noi aici. Zice, frate, hai să spun, zice, de 3 luni de zile nu l-am găsit. Zice, e ginerele meu, a fugit de acasă de 3 luni de zile, a mers până în America, pe când trăia Bonche, Rehan Bonche, până în America a mers la el, omul ăsta i-a dat 30 de minute din viața lui. Și când a ajuns acolo, eu zic la Rehan Bonche, eu zic, eu vreau să fiu ca și tine. Rehan Bonche, om înțelept, s-a uitat la el, zice, go back in your country, du-te înapoi în țara ta, tu nu trebuie să fii ca și mine, tu trebuie să fii ca Iisus. Și au mers înapoi în țara lui și au început să margă pe la tăchi bisericile astea carismatice și l-aruncau pe spate și au intrat tot felul de duhoane și 3 luni de zile, ascultați-mă ce vă spun, că nu vă spun povești, 3 luni de zile au stat închis într-o mașină, o dată pe săptămână își cumpăra mâncare, de la 120 de kilograme au ajuns undeva la vreo 65 de kilograme, era cât Elisei de înalt, aproape de 2 metri. Și zice, l-am găsit, zice, și l-am adus acasă, l-am găsit, zice, când și-o cumpărat mâncare, m-am uitat de unde o cumpăra mâncare cu cardul și am mers și l-am căutat, am survolat toată zona și l-am găsit în parcare într-o mașină, cu părul mare, zice, nu-mi vorbește, nu iese din cameră, zice, te rog, fă ceva și ai până aici, zice, cu o echipă, să vă rugați pentru el. Atât tămon duplecat până am mers 1500 de kilometri, deși nu fac lucrul ăsta, pe toți îi chemăm la noi la centru, pentru că acolo avem loc să ne rugăm. Și fie de afizate. Și am ajuns acolo și după ce am ajuns acolo, la un moment dat, am zis, hai să ne rugăm. No, am mers în living, i-am rugat după ce ne-a așteptat să mâncăm masa, zic că trebuie soția lui, hai zic, du-te, cheamă să vină. O mărzea după el, vine după vreo 10 secunde, zice, nu vrea să-i vină, zice. S-o pus, zice, în spatele ușii, oricum, zice, de când l-am adus acasă, nu ieșit afară din cameră, numai noaptea merge până la baie și intră înapoi, nu mănâncă, nu nimica. Și zice către mine, zice, nu vrea să iasă, că s-o pus în spatele ușii, zic, mă, lasă-mă, duc acolo la el, zic. Zice, du-te. Am mers acolo, am pus mâna pe clanță, am simțit că era în spatele ușii, l-am împins cu clanță, cu tăcușe, cu tot, stăchea în 4 labe, numai așa s-a uitat așa câtă mii și a început să facă ca câinele. Mustre-te, domnul, zic, ce ai făcut, vine avară de aici. L-am scos de acolo avară, l-am dus în living room și ne rugăm pentru el. Când acest se ne rugăm, că am început să ne rugăm, domnul scotea din trans afară și la un moment dat numai pun crin, ziceam, bă, tu ai nevoie de Iisus, își dădea ochii peste cap și intra înapoi în transă. Apoi n-am putut să ne rugăm lângă el, de 3 luni de zile nu s-a spălat. L-am băgat pe amneu, am zis la băieții ăștia doi care mai fost cu mine, zic, care îl băgați în duș să-l spălat? Niciunul nimic, l-am băgat pe amneu în duș, doi, l-am soponit bine, l-am făcut brand new, hai afară, zic, să ne rugăm. Apoi ne-am rugat pentru el și apoi vă dați seama că n-am putut. Sau că zice, no, frate, aici la noi în țara asta, zice, știi, să leacă așa ciudat, să amânători, gemeni cu a voștri, știi? De aici și zice, nu putem, zice, să facem. N-au zis nicio problemă, dimineața îl băgăm în mașină și direct via Orșova City. L-am băgat în mașină, a venit și nevastă sa, am venit cu 2 mașini, l-am băgat în spate cu nevastă, nu mai vorbea, că a intrat într-o stare din nou de, într-o stare din asta așa, în care și-a dat ochii peste, într-o transă și nu mai a ieșit afară de acolo. Noaptea, am zis că tăi, no, care dormiți cu el? Niciunul nimic, l-am pus pe pista direct lângă mine, am pus brânca pe ea, zic, nu fugi, dar acesta lângă mine tătă noaptea, o, tata, mi-o ca un mielușel acolo, oricum nu vorbea. L-am băgat în mașină și dă-i spre România. Când am intrat în Austria, în Ungaria, mi se strică mașina. Păi, zice fratele David, un deacon de la mine de biserică, zice, ia, frate Darius, nu mai mere, zice, gata, ambreiajul, s-a dus ambreiajul. La un moment dat, zic, ce facem? Zic, bă, știi ce facem? Ne punem să împingem și vedem dacă pornește înapoi și putem să mergem de aici. În timp ce noi tăi făceam planuri, dintr-o dată începe să vorbească mutul. Eu tot i-am spus, eu nimă pe aici stau cu început și vorbească. La un moment dat zice, dar ce s-a întâmplat? Eu ai mâinii pe ăsta ce mirghe și eu, dar ce dintr-o dată? Dar ce s-a întâmplat? La care eu, păi să stricam așa, oh, zice, nu e nicio problemă, auzi. Demonțatul ăsta. Zice că domnule, nu e nicio problemă, zice. Auzi, zice, eu am asigurare.
Și zice, oriunde mi s-ar strica mașina, eu sun la asigurare și asigurarea vine dacă contest. Ziceți, așa am vrut să zic și eu. Da, dacă vede că nu poate să repară mașina, zice, îmi dă altă mașină și zice, până îmi repară mașina. Dar el câtă noi, auzi tu, dar ca să nu mințim, el câtă noi. Hai, zice, puneți-mă la volan și împingeți-mă așa vreo 20 de metri în spate, 20 în față, ca să le arăt, zice, să pot să spun la ea că eu am fost ultimul la volan, că nu pot să mint. Nii, mă, pam, eu, mă, eu câtă... Dar ce crezi că am făcut? L-am pus la volan. Dă-i, Sfântocii Domnului, să-l împinge pe scara uschi. La un moment dat, când ne-am pus noi așa, să-l împinge, zice David către mine, dar frate, Dariu, zice, dar mă lăsăm noi pe satana și își bată joc aici de noi. Dar atâtea ori ne-am avut aia și Dumnezeu ne-a rugat, ni s-a stricat frigiderul, ne-a rugat Dumnezeu l-o vindeca, că vindecă Domnul și frigiderul. Știi ce nu vindecă Domnul? Telefoanele. Când te uiți la ce nu trebuie și la spart, îi semn de la Domnul. Ia-ți din ăla cu ni butoane. Nu mai înțelegi că l-ai semn de la Domnul. Toate le vindecă Domnul, dacă doar Domnul ți l-a dat și te poți ruga ca Domnul. Și i-am pus mâinile pe în mașinuță și i-am rugat și am zis, Doamne, am unul să ci de o cară la în față la scaros, că este mustrel Domnul, zic, am avut, dă-ne biruință, Doamne, și nouă. Ce credeți? O vindecat Domnul Iisus mașina și am ajuns direct la Orșova. Slăvit să fie Domnul. Dar ascultați-mă, mulți dintre noi confundăm lucrurile. Credem că dacă suntem morali, asta ne califică ca să putem, nu. Dumnezeu este acela care ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni spirituali. Aduceți-vă aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel capitolul 6, versetul 7, că la un moment dat s-a dat un decret când toată lumea timp de 30 de zile să nu se roage. Dar Biblia ne vorbește că Daniel a sfidat orice lege și a mers în odăița lui după cum avea obiceiul și s-a rugat acolo. Nu n-o sta să vadă dacă sunt camere de spionaj, nu n-o sta să vadă dacă, Domnul zice, mă, hai că închid geamurile să nu mă vadă nimeni. Ce omul acesta, pentru că era un om spiritual, a stat înaintea lui Dumnezeu, la fel cum a avut, indiferent de ce o zis unul și altul. Și Biblia ne vorbește când a ajuns în groapa cu lei, Dumnezeu a fost acela care i-a dat biruință, nu pentru că s-au rugat în groapa cu lei, că mulți dintre noi căutăm pe Domnul atunci când ajungem în groapa cu lei, dar Dumnezeu a dat biruință pentru că omul acesta avea o viață de rugăciune, omul acesta avea o viață spirituală. Că dacă avem nevoie de ceva în generația noastră, avem nevoie de o viață spirituală și n-ai cum să ai o viață spirituală dacă nu citești Biblia și dacă nu te rogi, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne îndeamnă să facem lucrurile acestea. Dar mulți dintre noi nu ne mai rugăm, ne rugăm așa din când în când, ne rugăm că ne aducem aminte, ne rugăm că vine la biserică, fără să ne dăm seama că Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să avem o viață de rugăciune. Care sunt motivele pentru care nu te rogi? Pentru că prin rugăciune Dumnezeu este acela care dă biruință. Prin rugăciune Dumnezeu este acela care își face numele de slavă. Știi ce mai înseamnă să fii spiritual? Nu numai să te rogi, înseamnă tu doar să fii disponibil la adresa lui Dumnezeu. Noi ne dorim ca Dumnezeu să fie disponibil la adresa noastră și slavă Domnului, ca și dimineața cum am învățat. El este disponibil 24 de ore în fiecare zi. Dar când e vorba de noi ca să fim disponibil adresa lui Dumnezeu, câți dintre noi mai suntem disponibili? Că Domnul spune să faci un lucru și zice, da, Domnul, să-l fac și nu mai facem. Că Domnul spune să te duci într-un loc și da, o să mă duc și nu mai facem. Câți dintre noi suntem disponibili cu timpul nostru, cu ceea ce facem? Că doar a fi spiritual nu înseamnă numai atât să strigăm și totuși o să facem anumite lucruri, ci a fi spiritual înseamnă ca să fii totdeauna disponibil înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Pentru că dacă nu să trăim o viață de spiritualitate, este mastre din cioș. Dacă nu să ne învățăm să fim disponibili și să ne rugăm, mai devreme sau mai târziu oricare dintre noi vom începe să cedăm. De aceea Dumnezeu este acela care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă Dumnezeu să fim oamenii aceia care să fim totdeauna disponibili și ori de câte ori Dumnezeu are nevoie de noi. După ce ne-am mutat la Orșova, după vreo 6 luni de zile, o venit la mine și la soția mea, la Ligia, o venit vreo câteva dintre femeile care erau acolo. Și la un moment dat o zis către mie în felul următor, frate, dar eu zice, vrem să stăm de vorbă cu tine, am crezut că s-o fi întâmplat ceva. Și am stat de vorbă cu ele și la un moment dat o zis către noi, către mine și către Ligia în felul următor, frate, dar eu zice, noi aici au fost 5 femei, nu exista niciodată biserică pentecostală în Orșova. Timp de 3 ani de zile ne-am rugat în fiecare săptămână specific, ca Dumnezeu la una dintre ele, într-o cameră de 2x3, zice, ne-am rugat timp de 3 ani de zile ca Dumnezeu să ne trimită oameni din România și să facă Dumnezeu lucrare aici. Dar zice, după 3 ani de zile am schimbat rugăciunea și ne-am mai rugat încă 2 ani de zile. Total 5 ani de zile, zice, ne-am rugat.
Și următorii 2 ani de zile am zis: Doamne, dacă Tu nu ai oameni în România să ne trimiți, să ne faci o lucrare și o biserică aici, Te rog să ne trimiți oameni din America. Când am auzit cum s-au rugat, mi-am dat seama că femeile acestea s-au rugat înaintea lui Dumnezeu și noi am fost răspunsul la rugăciunile acestor femei. Eu luat Dumnezeu din America cu 5 prunci și ne-au dus direct acolo în Orșova ca să putem să începem o lucrare. Și după 9 ani de zile de când suntem acolo, stimați credincioși, datorită faptului că 5 femei s-au rugat, am deschis 6 biserici în zona aceea. Avem 2 centre de reabilitare, avem seminar teologic, construim cel mai mare orfelinat din sudul României și alte lucrări pe care Dumnezeu ne-l-a încredințat. Numai la Orșova avem peste 270 de membri majori plus copii și aparținători. 90% toți sunt în lume. Nu au avut niciun context creștin, pentru că nu a fost niciodată biserică pentecostală. De ce? Pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea la 5 femei. Noi nu suntem 5 femei aici, noi suntem câteva sute de oameni și fiecare dintre noi ne tocăm unii pe alții fără să ne dăm seama că Dumnezeu ne cheamă să ne aliniem toți la învățătura Scripturii și să fim oameni care să începem să ne rugăm. Imaginați-vă ce poate să facă Dumnezeu cu noi când noi începem să ne rugăm, când Biblia spune că Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Petru: Petre, tu ești Petru și pe această piatră am să-mi zidesc biserica și porțile locuinței morții și ale morților nu vor birui. Nu-i biserica zidită pe Petru, cum spun frații catolici, că de peste 1500 de ani biserica este zidită pe Petru, nu-i zidită pe un om. Ea este zidită pe Cel care are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie Domnul. De aceea puterea întunericului nu poate să biruiască. Dar pentru aceasta cineva trebuie să se roage. Vei spune: frate Dariu, știi, mie m-a vorbit Domnul că Domnul va lucra în viața mea. Serios? Dacă nu te rogi, nu o să se întâmple nimica. Vei spune: frate Dariu, Dumnezeu m-a făcut făgăduințe, că o să mă ridice, că o să lucreze, că o să libereze, că o să se întâmple cu tare. Dacă nu te rogi, nu să se întâmple nimica. În rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul Iisus Hristos ne învăța și învăța ucenicii și învăța în felul următor și le spunea: când zice, să zice: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și la un moment dat învăța Domnul Iisus Hristos să spună în felul următor: precum în cer, așa și pe pământ. Adică când găsim voia lui Dumnezeu din cer și Dumnezeu și-o transmite pe pământ și pământul nu se roagă, nu o să se întâmple nimica. Putem să stăm liniștiți în confortul nostru, că nu se va întâmpla nimic. Vei spune: frate Darius, argumentează. Aduceți-vă aminte de Ilie. Biblia ne vorbește că îi poruncește Dumnezeu lui Ilie să meargă să oprească cerul. După 3 ani și 6 luni de zile, Dumnezeu îl ia din anonimat, îl pune în fața reflectoarelor direct pe scenă și spune: Ilie, du-te pentru că vreau să dau din nou drumul la cer. Și vine Ilie, după ce se întâmplă toată lucrarea aceea, și spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată Ilie merge pe muntele Carmel. Și când ajunge pe muntele Carmel, se pune într-un fotoliu confortabil, ia telecomanda, pune televizorul pe News Channel, pe Weather Channel, pe... cum îi zice? Ajutați-mă așa, pe canalul de meteo și stă liniștit să vadă când vine ploaia. Așa face? Nu face așa. Biblia zice că merge și se pune pe genunchi și începe să se roage. Și se roagă odată și își trimite slujitorul: mă, vine ploaie? Nu. S-a pus a doua oară. Mă, vine ploaie? Nu. Mă, vine de-a treia oară. Am stat și m-am gândit ce s-a gândit slujitorul: bă, eu am auzit de Dumnezeu tău, Ilie. L-am văzut la lucru, am văzut cum o nimicit, cum o mistuit focul cu focul, am văzut cum o hrănit, am văzut cum o înviat din morți, am văzut. Dar mă, dar cum ai primit sau n-ai primit de la Domnul? E de la Domnul sau nu e de la Domnul? La care le stai liniștit. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 5, versetul 16? Ilie era un om supus a celor slăbiciuni ca și noi. Dar uitați-vă ce sublinează Biblia. Dar s-a rugat. Opa! Pentru că dacă nu o să înțelegem că de fapt ceea ce avem nevoie în generația noastră este rugăciune, că acest domeniu este unul dintre cel mai variat în viețile noastre și în viețile celor mai multe biserici, a cine ne rugăm, dar acasă, când mergem pe stradă, când mergem la lucru, când mergem la școală, mai stăm înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu este acela care își dorește ca să lucreze în viețile noastre, ca să putem să vedem biruința sa. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise, îmi iertați Ilie, s-a rugat a patra oară, și a cincea oară, și a șasea oară, și a șaptea oară, când s-a plecat înaintea lui Dumnezeu, a început să vadă un nor cât un lat de parmă, și când a venit slujitorul lui, zice: Ilie, văd un nor cât un lat de parmă, suficient, fratele meu, că nu trebuie să fie ceva extraordinar, trebuie să ai credință.
credința că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea, binecuvântat să fie numele Său. Dar pentru asta cineva trebuie să se roage. Dacă toată ziua tot de butonăm unii pe alții și toată ziua tot de mulțumim și tot de mulțumim și tot de mulțumim, ascultați-mă, nu să o vedem nimica. Dar dacă începem să ne rugăm, o să vă vedeți copiii pe care Dumnezeu îi va ridica și o să scoată Domnul vase de cinste. O să scoată Domnul proroci, văzători, evangheliști, misionari, păstori, învățători. Că asta vrea Dumnezeu să facă cu noi aici. Lăuda să fie numele Domnului. Dar pentru asta cineva trebuie să înceapă să se roage. Cineva trebuie să vină la dispoziția lui Dumnezeu, spune: Doamne, îmi doresc, Doamne, ca să lucrez, Doamne, în mine și în viața mea. Doamne, ajută la lucrul acesta. De aceea în seara aceasta, stimați credincioși, haideți să facem un lucru care l-am învățat ultim. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt, că tocmai pe fundalul lipsei Duhului Sfânt în viața noastră, cei mai mulți dintre noi începem să oscilăm și nu mai suntem echilibrați. Cei mai mulți dintre noi începem să avem tot felul de lucruri și tot felul de piede și tot felul de probleme, tocmai datorită faptului că nu mai rămânem integri în Hristos și în adevărul Său. Și seara aceasta am fost provocați fiecare dintre noi. Nu știu ce o să fie mâine, nu știu ce o să fie poimine, dar cu siguranță dacă Domnul va lucra în dreptul nostru și ne va da puterea și tăria ca să putem să rămânem astăzi în picioare, mâine din nou va face pentru fiecare dintre noi, lăudat să fie Domnul. Dar pentru aceasta cineva trebuie să se roage. Vezi, mâine, frate Darius, nu mai pot, nu mai am putere, m-am rugat de atâta vreme și n-am văzut niciun rezultat. Tocmai aia vrea diavolul, să te oprești din rugăciune. Mă sună un pastor, după 40 de ani de pastorație, zice: frate Darius, te rog, sfătuiește-mă ce să fac. Vă dați seama, mângâie, ăsta are 40 de ani de pastorație, cât aproape am eu în viață, și zic către el: frate, ce s-a întâmplat? Zice: de 5 ani de zile mă rog pentru băiatul meu și nu văd niciun rezultat. Și zice: mai mult vine diavolul la nivelul meu și spune: pentru ce te rogi, că Dumnezeu nu te ascultă, Dumnezeu nu e interesat, tu nu vezi, zice că ai postit, zice fratele ăsta către mine: frate Darius, anul acesta am postit mai mult de jumate de an în fiecare zi, ca Dumnezeu să lucreze. Și a zis: frate, un lucru nu fă, nu te opri din rugăciune. Nu te opri din rugăciune. În momentul în care te-ai oprit din rugăciune, ai pierdut bătălia. În momentul în care te-ai oprit din rugăciune, nu mai poți să faci nimic. Și asta este lucru care cei mai mulți dintre noi îl facem. Ne-am oprit din rugăciune. Când Biblia vine și ne vorbește că Hristos era 100% om și 100% Dumnezeu și își petrecea nopțile în rugăciune și se ruga și a învățat pe ucenici să se roage, când Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută în slăbiciunea noastră, în rugăciune este cel care ne ajută, și cei mai mulți dintre noi vrem să-l biruim pe diavolul stând liniștiți, fără să facem nimica. Nu, când vom învăța să ne rugăm, Dumnezeu va începe să lucreze și vom vedea miracolele lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta cineva trebuie să înceapă să se roage. Tatăl bunicului David Wilkerson, la un moment dat, i-a zis lui David, când avea vârsta de 12 ani, și a spus: David, când vei descoperi puterea rugăciunii, vei vedea miracole. Și într-o zi vine de la școală și îl depășește salvarea, care s-a îndreptat spre casa lui și s-a oprit acolo. A mers doctorii repede înăuntru, unde tatăl său era pe pat și era plin de sânge. Și spune istoria despre el că erau toți bătrânii bisericii înăuntru. Și la un moment dat a ajuns David acolo și când l-a văzut pe taică s-a plin de sânge pe pat și doctorii și oamenii nu mai știau ce să facă, pentru că era pe pasul morții, la un moment dat s-a dus în beci. S-a dus acolo lângă niște conducte care mergeau până în camera unde era tatăl său pe pat și a început să strige spre Dumnezeu și a spus: Tu ești un Dumnezeu a miracolelor. Tu ești un Dumnezeu care ai spus în Scriptură că vindeci. Tu ești un Dumnezeu care ai toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ. Și bunicul meu a spus că dacă mă voi învăța să mă rog ție, tu vei face minuni mari. Și la un moment dat, în timp ce se ruga, au auzit cei de sus și au trimis după David, care avea 12 ani, jos în beci. Au zis: David, vină sus. Și când au ajuns sus, au zis: David, te rog, pune-ți mâinile peste mine. Au zis taică-sul, care era un muribund. Și în momentul în care au pus mâinile peste taică-sul la 12 ani și s-au rugat, istoria spune că Dumnezeu l-a vindecat pe tatăl său și s-a ridicat în picioare. De ce? Dacă Dumnezeu ascultă un copil de 12 ani, nu-i ascultă Dumnezeu pe noi? Dacă Dumnezeu este acela care ne-a ascultat pe fiecare dintre noi de-a lungul vremii, credeți că Dumnezeu nu mai poate să facă lucruri în dreptul nostru? Ba da, Dumnezeu poate. Dar pentru aceasta noi trebuie să ne facem partea. De aceea haideți în această seară să ne căm în picioare fiecare dintre noi și să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul în seara aceasta: Doamne, te rog, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, dăm puterea să rămân echilibrat. Dăm puterea, Doamne, ca să rămân integru. Ajută-mă, Doamne, să fiu o persoană spirituală. Nu mă interesează ce zice X sau Y. Nu mă interesează ce zice cu tare sau cu tare. Eu îmi doresc, Doamne, să rămân și să fiu o persoană spirituală care să crezi din punct de
vedere spiritual. Și asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să-ți dorești și pentru aceasta trebuie să te rogi. Și în momentul în care ne rugăm, Dumnezeu lucrează slavă Lui. Dar pentru asta poporul trebuie să înțeleagă că Dumnezeu este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și Dumnezeu este acela care dă biruință. Uitați, Psalmul 118 cu 15 zice: strigă-te de biruință și de mântuire, se înalță în cortul celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și în seara aceasta poți să ieși în locul acesta și ai nevoie de biruința lui Dumnezeu. Rogă-te și Dumnezeu să pui un stac de biruință în mână. Poate ieși în locul acesta și cu frunți, cu frică, cu panică, cu anxietate. Rogă-te în seara aceasta și vei vedea felul în care Dumnezeu te poate ridica și felul în care Dumnezeu poate să schimbe destinul vieții tale, cum poate să remedieze familia ta și viața ta. Binecuvântat să fie Domnul! Intrăm în rugăciune și ne rugăm: Doamne, Te onorăm pe Tine!